Iris este cea mai mică dintre ei. Ea este o fetiță tare drăgălașă, dar este genul ăsta un pic malefic, dar cu zâmbetul pe buze. Ceea ce înseamnă că, nu știu, o văd așa un fel de Wonder Woman, mă rog, Wonder Little Woman, că e destul de micuță, care ar avea o superputere să te facă să râzi instant, să te facă să o iei în brațe și să o pupi instant. Pur și simplu, așa. Pur și simplu. Da, eu sunt, aș zice că sunt supereroul ei, sper, și tati, trebuie să recunosc, dar mai mult eu și probabil că m-aș numi mami duce tot. Cam așa, nu știu cum aș putea să spun altfel, pentru că având trei copii, trecând cu toți prin aceleași etape, am învățat să mă descurc cu toți trei în același timp și totuși focusul să fie pe cea mică, tocmai pentru că este cea mai mică. Așa că mami duce tot, este elogvent. Iris are multe sensibilități, să zic așa. Una dintre ele este atunci când își dorește foarte mult să iasă în parc. Mi-aduce singură hăinuțele, un brac, ieșim în parc și de fiecare dată, fără drept de apel, de fiecare dată, începe să plângă și să facă urât când trebuie să ne întoarcem acasă. Chiar dacă este foarte foame. Cred că slăbiciunea este parcul, în primul rând. La hăinuțe, de exemplu, m-am gândit și la varianta asta, dar am constatat că nu are nicio preferință, nu o deranjează ceva, dar în schimb îi plac foarte mult rochițele. Cred că este o slăbiciune a ei. Răufăcători. Of, Doamne! Eu sunt una dintre acele mame care au parte de. O mamă care are parte de trei copii încăpățânați când vine vorba despre mâncare. Alimentația. Alimentația pentru noi este un cântec. Adică, întotdeauna trebuie să găsesc tot felul de motive de joacă, tot felul de lucruri care să le distragă atenția de la masă, iar eu să mă lupt cu acest inamic. Inamic care, oricum, trebuie să le facă bine, dar într-un final reușesc. Dar nu cred că am avut până acum vreo masă care să nu fi durat o oră, cel puțin, la fiecare în parte. Așa că asta, din punctul meu de vedere, inamicul numărul unu în momentul acesta este, și pentru vârsta asta, este alimentația. Pentru că mi este atât de greu și lor le este atât de greu să mănânce pur și simplu. Având în vedere că tot timpul când se aude o melodie frumoasă, începe să danseze, să se miște, să ne atragă atenția că este ceva interesant, o captează foarte mult lucruri care se văd pe scenă, emisiuni care au oameni în centrul atenției, cred că undeva în zona asta se va duce și cu siguranță, dacă va sta toată chestia asta în puterea mea, o voi ajuta. Dar simt că ea este în zona asta, destul de cu picioarele pe pământ, dar și boemă. Mai mult ca sigur ambiția. Ambiția și încăpățânarea de a merge cât mai departe. Până în pânzele albe, să zic așa, atunci când îți dorești ceva. Asta am făcut eu. Asta am încercat cel puțin și chiar și atunci când am pierdut din când în când speranța, totuși, nu știu, după ceva timp am revenit și am zis, nu, trebuie să se întâmple acel lucru. Așa că eu nevoie de această determinare, încăpățânare, ambiție, toate astea să le aibă Iris și ceilalți doi copii, bineînțeles. Uite, o să-ți dau un exemplu de un obiect pe care inevitabil îl folosim, cred, cu toții. Batistuța bebelușului. Această batistuță se pune de obicei la un aspirator. Normal că în prima fază copiii se sperie pentru că nu înțeleg de ce se simt, se aude acel zgomot puternic de aspirator și tu trebuie să-i pui acel furtunaș la năsuc. Mereu avea teama asta de zgomotele puternice și în special de aspirator.
La început mi-am dat seama că trebuie să o fac, să facem ceva din acest personaj negativ, aspiratorul, și am început să ne jucăm cu capătul acela de batistuța bebelușului, să ne jucăm tot timpul că, nu știu, ne făceam un fel de lifting facial, ne făceam, nu știu, ne curățam pielea, nu știu, de ceva imaginar oricum. Am pus-o să atingă și ea la rândul lui, să vadă că nu este nicio presiune, că nu îi face de fapt niciun rău, ci bine. Și până la urmă, uite că a reușit, în joacă, am reușit să obținem ceea ce ne-am propus cu acea batistuță. Eu nu cred că are nevoie de niciun costum. Eu cred că ea efectiv așa trăiește. Ați văzut-o și voi că am adus-o aici. E foarte hotărâtă. Ea este foarte dulce, este iubitoare, are acel ceva care te copleșește și te face să o iei în brațe instant, dar în același timp când i se pune pata pe ceva, e foarte hotărâtă, dă piciorul în pământ și cam aia e, nu prea e de ales. Eu cred că Irisuca este ea un supererou și cost orice ar pune pe ea, costumația de supererou este aceeași. Măi, din păcate, trebuie să spun că mi-aș fi dorit foarte mult ca pe vremea mea, deși nu sunt atât de bătrână, dar cumva în generația mea, în momentul în care greșeai, totul era expus ca o catastrofă. Ceea ce acum, cu mintea de azi, aș zice că e total greșit. Dimpotrivă, mi se pare normal să aibă ocazia copiii să greșească, să-i împingi, să facă ei micile lor greșeli și singuri să se corecteze sau să nu știu, să vadă pe pielea lor ce e bine și ce e rău. Cred că acest lucru mi-aș dori să le insuflu. Da, lucrul ăsta mi-aș dori să le insuflu cumva, să-și asume singuri greșelile. Ediția specială Pampers Pants cu supereroii DC este aici. Caută-l în magazine!